Hăț, Johnule Hăț. 7:23, ziua 2 de recuperare, Smart Rehab. Suntem în mașină, mergem spre baza sportivă Steaua FCSB. Hăț. Nu vă supărați, nu ne pierdem entuziasmul, doar că la a doua zi normal că nu mai e cum să fie la fel de turbo ca în prima zi. Plus că, spre deosebire de ziua de ieri, și anume luni, astăzi frățiorilor venim după Capatos. Deci am adormit la 2:30, m-am trezit la 6:30, minț 4 ore de somn. În fine, nu ne dăm bătuți, nu dăm înapoi, pentru că Ovidiu este în felul următor: cu cât vii mai des la recuperare, cu atât va fi mai bine pentru tine, logic, nu pentru altcineva. Așa că o să încercăm să ținem pasul cu ritmul ăsta draconic, pentru că oricum, după ce terminăm treaba de dimineață cu filmări de vlog și cu alte lucruri, pe la 3 reușesc să adorm. Și atunci nu cred că ar fi așa de rău dat peste cap programul meu dacă dorm 4 ore noapte și 4 la prânz. Înțelegi ce zic? Măcar să fie 8, indiferent că sunt defalcate sau nu. Revenim de la intrarea în baza sportivă FCSB și să vedem cu ce fotbalieri ne mai întâlnim și astăzi. Hăț, ne vedem acolo. Hăț, Johnule, bă, am ajuns la baza sportivă FCSB și mă gândeam cât de mult contează. Doamne, ce frumos e răsăritul ăsta. Ia uite-l, mă, Corim. Ah, cât de mult contează când un om știe să se impună prin vorbe frumoase și energie bună. Ieri când am ajuns, am înțeles de la Ovidiu Curti, așa, pe fines, că dacă întârzi-l cam deranjează. Glumea el că 150 de flotări, cu, dar am înțeles că omul își dorește să fie acolo la fix când începe ora de recuperare. Bă, băiatule, nu știu cum face, trezesc cu el în gând oricât de ciudat ar suna. Eu 8:10 și am ajuns, mă. Bă, nu poți, mă, să întârzi la omul pe care îl apreciezi. Nu poți, sau doar dacă ești ok, ca să nu zic ceva mai mult de atât. În fine, îmi place. Vedeți că astăzi m-am dat la roșu-albastru și eu, adică hățul hăț, ești nebun. Mi-a zis Capia seară, ții cu Steaua? Zic, bă, eu chiar țin cu Steaua, ești nebun, chiar dacă e mai greu acum. Intrăm la recuperation, suntem sărutați de soare, hăț. Ne mai bucurăm de Sorinel un pic. Nici nu mai trebuie să ne schimbăm, că am echipament tupe de desubt. Ieri am venit ca fișu în chiloți, Johnule. Deci fiți atenți, hai să vă explic, că poate v-ați uitat la vlog. Da, v-ați uitat, deși noi filmăm în canal, nu l-am pus. Eu am crezut că această recuperare este cum? Cu o masă de masaj și cu un kinetoterapeut, știi? Și mi-am luat o pereche de chiloți de aia cu steluțe de America. Zic, hai să nu fie chiar chiloți normal, știi, lejerie. Gândind că poate omul trebuie să intre pe picior. Și am uitat în sala de operații și ce crezi? Și am intrat în sala de recuperare. Și ce crezi, Johnule? Îmi spune Ovidiu, ei sunt colegi tăi. Și mi-arată și pe doamna aceea. Mă țineți minte cu ambele picioare accidentate. Și zic, wow, în capul meu s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă, s-au întâmplat toate gândurile astea. Mamă, ce fac? Eu am chiloți, n-am cum să stau în pantalon lungi, că n-au nici fermoar să zici că îi trag, îi deschid și îi trag. Ce fac? Și aveam două variante în cap, știi, ca la informatică. If cu tare, else cu tare. Și zic, bă, ori mă duc și mă schimb și apar în chiloți, ceea ce e un semi-penibil, ori zic dinainte că am chiloți, justificând faptul că eu am crezut cu tare și nu de întâmplări și gânduri, și măcar jumate iertată greșeala recunoscută, știi cum e. Să-mi cer scuze, eu am bluza de hăț, Johnule, am bluza de training pe mine, dar mi-am luat chiloți pentru că am crezut că hățul e ceva de genul ca la masaj. Nici o problemă, data viitoare short. Și astăzi mi-am luat și o frumos colan de aia de sport ca băiatul, nu? Urmează Cori asta, că îmi place asta, trebuie să o vedem când o să mă uit peste 5 ani pe YouTube și o să am piciorul blue Iron Man, să zic. Bă, ce mergeam la FCSB. Fiți atenți, mă, ce mi s-a întâmplat. Foarte șmecher. Bă, cât de tare e să ai cont de YouTube și să faci daily vlog. Vorbeam cu soțul Andrei Adam și cu Adam de folie auto. Bă, unde ți l-ai pus? Ce bine sunt puse. Pac, 3 secunde vlogul, 721.000 de vizualizări. I-am arătat cum se pune, i-am arătat cum a scos băiatul la geam fără să scoată fața de uși. Mă întreabă altcineva ceva, pac, intru daily vlog, ju, caut un pic, găsesc. Bă, fraților, e ca și cum efectiv ai toată viața înregistrată video. Ești nebun. Mi se pare genial. Genial. Am ajuns iar. Bă, deja ne descurcăm și fără Waze. Ce ai, mă, mega șmecher. Ne vedem la într-o cecorie.
Nu te mă pasă mică. Face bulbuci. Stai un pic să-i dai și lui Chiricheș teme, că prea stă și nu face nimic ăștia. Ce plac Chiricheș pe Instagram? Hăți, Johnule, astăzi a scăpat de vreme și nebun, sunt doar 2 ore jumate. Asta o simt așa un fel de descălzire, așa, fac niște exerciții ușoare. Tovarășul Adrian a terminat înainte, e mai norocos. Am mai... 2-3 ore. Da, nu-i ușor deloc să fii fotbalist. Ce mâncare? Am crezut că azi e ziua aia care cu ceva, mi-o foame de mor. Mă întreabă Ovidiu, ce că bă, tu apuci să mănânci înainte să vii? Când trebuie să mănânc la 6, că nici nu mi se deschid ochii, ești nebun. Tu mănânci mai înainte să vii? Mamă, doamne, înseamnă că trebuie să mă trezesc la 6 de acum, ești nebun. În fine, mai culisăm de 2-3 ori genunchelul aici, hăț. Băieții pe jos acolo la datorie, uite-i. Nu mă chirichești pe Instagram. Vreau să mergem și pe la șantier să vedem dacă a venit domnul ăla care trebuie să ne vorbească vorbele de aur. Ah, și la Sneaker Industry, pentru că avem un mare pachet de luat. Da, training-uri Adidas, hăț, exact cum ne place, în fine. Și revenim cu update din mașină. Astăzi am făcut una din cele mai mari greșeli. Au, am zis că am terminat înainte stele. Nu mai zic niciodată că am terminat până mi-a spus ușa. Știi de ce? Că nu-i din cauza lui Ovidiu. Tu și Manuel ăla, uite-te la el, stă cu spatele și râde. A țipat în continuu, că de ce am terminat? De ce e asta? Mamă, Johnule, să-i dea Dumnezeu sănătate lui Coco. Coco este masorul echipei Steaua pe care știu de la Sash Gym de 8 ani de zile când făcea Coco masaj. Eram, n-aveam după ce trăie și nebun, mâncam pâine cu sana. A venit Coco cu cornulețele astea, sunt încă călduțe. Ciocolata asta, uite-o. Arș! Nu, foame de nu mai vedeam un factor ochilor, este bun. Ne mai tragem un pic sufletul, încercăm să mai găsim niște putere până la somnicul de prânz pentru XNS-ul de noaptea. Ovidiu pleacă din țară, din păcate. A zis că îmi dă temă de exerciții pentru acasă, de acum până când se întoarce el o să bag sală și odihnă. Și cam asta este. Mergem să filmăm Q&A-ul pentru Genius Nutrition. Dacă aveți întotdeauna întrebări legate de sport, nu uitați să ne le adresați. Mai ales acum că suntem aici la baza sportivă FCSB, puteți să ne întrebați și lucruri legate de recuperare. Îl întreb pe Ovidiu, întrebăm pe băieții priceput de aici. Nu ezitați să ne întrebați dacă aveți ceva de genul. Mergem să căutăm o locație mersi frumoasă, filmăm, după care hăs, Johnule! După care mergem la Sneaker Industry și cam asta ar fi ziua de astăzi. Poate reușim să poposim un pic și pe la doamna contabil, dar nu știu, sigur n-aș băga mâna în foc și odihnă după aceea. Hăs. Cu deschis ușile depozitului. Stai așa că am ratat-o pe prima aici. Bun. Suntem la Sneaker Industry, Johnule, și deja ne-am învățat să venim direct la depozit ca să nu mai facem drumul birou/depozit, înțelegi? Hai toată lumea. La mine merge greu. Închise, ferecat depozitul ăla ce e acolo. Ce să zic, le explic băieților aici de la Sneaker Industry cum stă treaba cu genunchiul ăsta. Genunchi industrie, ești nebun. Uite-te și tu, săracu, că am lucrat flexie cu Ovidiu și când lucrezi flexie pieți din extensie. Da, uite cum intră cărcea pe aici, nu? Vezi, mă, deci cine crede că te duci la recuperare ca să-ți faci genunchiul, se înșeală. La recuperare te duci ca să te joci un pic și după aia vii la cumpărături ca să te refaci, spune fratele tău. Azi, Johnule, am dat și noi o tură printre cutiuțele astea, că poate mai băgăm ocheanul pe aici și mai vedem ceva. Tu mai mă să deschidem una, uite așa. Numai de dragul, de amor oarte. Ia, am boxing din start. Cât? Oh, mă, ce am nimerit. Deci, vezi, mă, după cutie mi-am dat seama că ceva e bine aici. 8. Luăm și un Jordan. Luăm și un Jordan. Deschidem și asta la mișto așa. După care sperăm să ne fi terminat băieții coletul și să plecăm spre spălătorie, unde o să lăsăm căruța la spălat, fiindcă săraca de când am mai spălat-o. Nici eu nu mai știu. Wow, mă, bun, dar nu mai aveți coperelnițe frumoasele ăștia aici. Dar ăștia sunt număr de vapoare ăștia aici, nebun. Așteptam să strângă băieții ce au de strâns și plecăm direct către zona Mall Vital. Ne luăm din nou locul cel de taină și așteptăm să ne umple băieții coletul. Hăț, Johnule, și cum suntem în perioada de recuperare maximă, o ținem din Kineto în Kineto de la băieți talentați. Îl avem cu noi pe Cristi. Johnule, a venit să ne bage masajul kinetoterapeutic clasic. Este ora 3:20, acum băgăm o oricică de sănătate curată și după aceea, hăț, somn până la XNS diseară. Ia uite-l pe fratele Drosu. Hăț, hai Cristi, bagă masa. Puteți să dați un follow pe Instagram, Cristian Drosu 1, de la number 1, hăț. Bagă masa acum și imediat revenim călare pe ea la datorie. Ce îi faci acum, Cristi? Papăm să vedem unde sunt contracturile mai mari. Intrăm cu metoda IASTM, cu pușcociu. Aha, cu ăla de metală. Exact. Auzi, acum în mod normal și niște febră de la recuperare de la Ovidiu, nu? Da, da, o să insistăm puțin să tragă mai repede. Ia, tată, să vedem. Sus.
Încearcă să nu flexezi piciorul absolut deloc. Îți, Johnule, și cu ultimele puteri înainte să adorm până diseară la 8, vă spun să nu uitați să dați subscribe Dorian Popa și aprindeți clopoțelul pentru că în fiecare zi de la 8 dimineața vă dăm câte o surpriză nouă. Daily Vlog Strikes Again. Nu uitați să dați un follow pe Instagram, eu sunt Dorian, și dați un follow pe Instagram și Cristian Drosu 1 pentru cele mai cool masaje kinetoterapeutice. Nu uitați să dați un follow pe Spotify Dorian Popa și un like pe Facebook-ul cel obosit și nu uitați că de luni până joi de la ora 23 ne găsiți la Extra Night Show sau XNS pe Antena 1. Până atunci vă las cu ventuzele mele. Când vă gazela antilopa, pozăm să avem ce developa, și uite așa ne trece noaptea. Și patul face scârți și-am eu nu vezi la altcineva. Dar să nu mă spui lui mama, mai bine auzi ce-ți cântă popa.